Cartea 2 Samuel, capitolul 19, la finalul capitolului, reține un aspect în care bărbații lui Iuda și bărbații lui Israel au ajuns cumva într-o neînțelegere vis-a-vis de împăratul David. Și neînțelegerea era în sensul cui aparține împăratul mai mult, al cui este. Și cei din Iuda au spus, împăratul este mai mult al nostru. Ceilalți din Israel au spus, nu, împăratul este al nostru. Suntem aici slujitori adunați din mai multe locuri, din mai multe comunități, din țară, și poate sunt unii de peste hotare, sunt cei care ne urmăresc prin intermediul internetului, și fiecare își pune problema, cui a aparținut fratele Ovidiu Litianu? La Hunedoara, la Cluj, la Oradea, la Sfânt Andrei? Și răspunsul cel mai corect, sora Viorica, este al nostru, al tuturor. Fratele Ovidiu Litianu a fost un dar de la Dumnezeu, se spunea, pentru fiecare dintre noi, de aceea și din partea Bisericii Betania, pe care o reprezint în vremea aceasta. Vă aduc salutări sfinte, sora Viorica, fratele Ovidiu, au fost mulți ani membri bisericii noastre. La noi, fratele Ovidiu a fost ordinat ca și slujitor, ca și diacon și mulțumim lui Dumnezeu, așa cum se spunea, că l-am avut o perioadă destul de lungă în viața noastră, în biserica noastră, unde a slujit înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, din partea comunității regionale, Penticostale de Cluj, din partea biroului permanent, a colegilor care slujim în vremea aceasta, la nivelul acesta, vă transmitem cuvinte de mângâiere, Domnul să vă întărească și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Una dintre dorințele mele în ultima vreme, înaintea lui Dumnezeu și rugăciunile mele și a soției mele au fost nu cumva să fiu plecat din țară și să nu pot veni cel puțin la un priveghi sau în perioada când Domnul va chema pe fratele Ovidiu acasă, știind că este bolnav și știind că perioada aceasta este mai dificilă pentru dumnealui. Dar așa cum se spunea și noi când l-am vizitat în data de 30 decembrie sau 31 decembrie, cu o parte din colegii care sunt aici, în dreapta mea, în loc să-l încurajăm noi pe fratele Ovidiu, în loc să fim gata să-i aducem noi o încurajare și o întărire, fratele Ovidiu ne-a încurajat pe toți. Am plecat de acolo, parcă ne-a venit să zburăm. Fratele Ovidiu ne spunea mereu, să nu vă temeți. Voi nu vă imaginați ce ne așteaptă. Nu mai este mult și vine Domnul. Eu sunt gata să plec. Încă se ridica de pe pat. Încă era conștient. Încă era funcțional. Și fratele Ovidiu ne spunea să nu ne temem. A fost al nostru. A fost al dumneavoastră. A fost un dar al lui Dumnezeu în Biserica Penticostală și în lumea evanghelică. Pentru aceasta spunem, lăudat să fie Dumnezeul nostru. Și gândul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această zi, în această seară să-l transmit, este acesta. Când Dumnezeu vine să ne ia ceea ce ne-a dat. Vi l-a dat Dumnezeu pentru o perioadă destul de lungă în viață, sora Viorica, să fie soțul dumneavoastră, să fiți partenera lui de slujire. Să fiți împreună slujitori, nedespărțiți, extraordinar. A rândit Dumnezeu în felul acesta o legătură. Dumneavoastră știți cât v-ați rugat împreună, dumneavoastră știți cât ați postit împreună, dar toți ne aducem aminte că fratele Ovidiu cânta în față cum dumneavoastră vă rugați, cum dumneavoastră susțineați lucrarea aceasta și în spatele cortinei, nu mă îndoiesc că au fost multe zile de post, multe zile de rugăciune, pentru că
nu doar în biserici mari și unde au fost oameni mulți ați slujit și unde ați fost primiți bine, ci ați avut și experiențe mai neplăcute, ați avut parte și de respingeri, ați avut parte și de ocări și toate acestea le-ați primit cu bucurie pentru că ați știut pe cine slujiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Când Dumnezeu vine să ne ia ceea ce ne-a dat, are dreptul să o facă, că e Dumnezeu. Nu-L poate nimeni opri. Nu poate nimeni să se interpună în voia lui Dumnezeu. Nu poate nimeni să-L oprească pe Dumnezeu. Când Dumnezeu vine să ne ia ceea ce ne-a dat, în primul rând vreau să spun, nu ne dezechilibrăm. Este greu, sunt lacrimi și trebuie să fie. Și e bine că sunt. Și sunt motive să plângem. Da, sunt motive. Și sunt motive serioase. Gândindu-mă doar la lucrarea lui Dumnezeu și la zona aceasta pe care fratele Ovidiu a avut-o din partea lui Dumnezeu, mă tot frământ și mă tot întrebam cine îi va lua locul. Cine va continua acest mod de slujire? Cine va lua ștacheta aceasta? Cine va continua să cânte? Pentru că fratele Ovidiu a avut o parte specială. Parcă, așa, într-un sens bun al cuvântului, îl invidiez. Noi nu vom mai predica în cer. Nu vom mai predica. Noi predicăm aici. Fratele Ovidiu continuă să cânte și în cer. Lăudat să fie Domnul! Când Dumnezeu vine să ne ia ceea ce ne-a dat, nu ne dezechilibrăm, oameni buni. Nu ne dezechilibrăm. Pentru că noi nu suntem oameni care ne-am pus încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta. Dacă ne-am pus încrederea doar pentru viața aceasta, spunea omul lui Dumnezeu, în Romani, capitolul 8, versetul 18, avem o mare problemă. Avem o foarte mare problemă. Cei mai nenorociți oameni nu sunt cei din cărucioare. Cei mai nenorociți oameni nu sunt cei care au cancer. Cei mai nenorociți oameni sunt cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta. Noi nu ne-am pus încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta. Noi credem în eternitate. Noi credem în împărăția lui Dumnezeu. Noi credem în veșnicie. Și pentru aceasta spunem, lăudat să fie Dumnezeul nostru. După toate lunile de suferință, după toate frământările pe care Iov le-a avut, el la un moment dat spunea în capitolul 19, pe la versetul 25 din scrierea lui, dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și ochii mei îl vor vedea, lăudat să fie Domnul. Am spus-o și astăzi la înmormântarea la care am fost împreună cu frații care au cântat acolo și am slujit. O spun mereu la înmormântări, în viața mea de slujire, am văzut într-o biserică 6 sicrie. 6 sicrie. Erau 6 copii între 14 și 8 ani. 4 erau dintr-o familie și 2 erau din altă familie. Și mereu când vorbesc de asta, mi-aduc aminte de mama care umbla printre 4 sicrie și punea mâna pe sicrie și încurca numele copiilor. La un moment dat nu mai știa. Am văzut o groapă mare deschisă, s-au coborât 4 sicrie, 4 frați, 2 frați și 2 surori s-au coborât într-o groapă. Și într-o altă groapă alăturată, 2 sicrie. Am văzut mii de oameni coborându-se de la cimitir și oamenii, unii dintre ei spuneau, femeia asta se va strica de cap. Și din punct de vedere omenesc, așa ar fi fost normal. Să-ți moară 4 copii într-o singură zi și să-i îngropi. Și după aproximativ un an de zile, în biserica din satul nostru, am avut o evangelizare mare și au venit mulți oameni și la un moment dat a venit un bilet în față. Sora Tomșa are o cântare spre slava Domnului. A văzut-o îmbrăcată în negru în biserică. Nu mi-a venit să cred. Am zis, bă, cineva a trimis biletul în numele ei. Ce să fac? Și am îndrăznit și am chemat-o în față să cânte o cântare. Și a venit femeia aceea în față, a luat microfonul și a zis, oameni buni, în urmă cu aproape un an de zile mi-am îngropat într-o groapă 4 copii care au murit în aceeași zi înnecați. S-a crezut că mă voi strica de cap, dar vreau să vă spun, Dumnezeul meu este viu. Dumnezeul meu trăiește. Sunt aici că Domnul m-a întărit, sunt aici că Dumnezeu mi-a dat putere, sunt aici că Dumnezeu mi-a dat biruință și prin orice încercări voi mai trece sau voi mai trece, Domnul merită ca să-L lăudăm, Domnul merită să-L slujim.
Mă rog pentru sora Viorica Liteanu, Dumnezeu să o întărească. Pentru fiecare dintre noi, oameni buni, Dumnezeu să ne întărească. Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Nu ne dezechilibrăm. Noi rămânem în picioare, că împreună cu noi este Dumnezeu. Și marele biruitor care merge în fruntea oștii Lui este Iisus Hristos, mărit să fie El. Nu păstorii zidesc biserica, nu predicatorii zidesc biserica, nu cântăreții zidesc biserica, noi suntem unelte în mâna lui Dumnezeu pentru o vreme. Cel care zidește biserica lui este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele lui. Și el a spus, eu zidesc biserica mea și porțile locuinței morților n-o biruiesc. De aceea când Domnul vine să ia ceea ce ne-a dat, în primul rând, nu ne dezechilibrăm. Lăudat să fie Domnul. În al doilea rând vreau să spun, când Dumnezeu vine să ia ceea ce ne-a dat. Ascultați-mă, lucrarea continuă. Da. S-a încheiat slujirea fratelui Ovidiu Liteanu pe pământul nostru. Dar lucrarea nu se oprește aici. M-auziți? Lucrarea continuă. Pentru că, așa cum am spus, o coordonează Dumnezeu. David să dea cu fața la pământ. Și multe zile a plâns și a postit. Și într-o zi a auzit șoapte. Și și-a dat seama că s-a întâmplat ceva și a realizat că copilul pentru care se ruga a plecat. S-a ridicat David de acolo, s-a spălat hainele, s-a uns, și-a schimbat hainele, s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Și nimeni n-a înțeles ce se întâmplă. Și au întrebat, ce-i comportamentul acesta? La care David spunea, când trăia copilul, posteam, mă rugam, plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a plecat, mi-am schimbat atitudinea, pentru că nu mai pot să-l întorc în viață. Un lucru este clar, eu mă voi duce la el, dar el la mine nu se va întoarce niciodată. Dar viața trebuie să continue și lucrarea va continua. Lăudat să fie Domnul! Amin. Pentru că cel care continuă lucrarea și zidește și dă biruință este Dumnezeul nostru. Amin. Și Apostolul Petru spunea în a doua sa scriere, în capitolul 1, vreau să vă citesc, din capitolul 1, versetul 14 și 15, și omul acesta vorbea și el despre lucrul acesta, despre momentul când Domnul va chema sau modul cum Domnul va chema din lumea noastră și spunea, că știu, versetul 14, că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Și eu voi pleca, spunea Petru. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Cântările cântate de fratele Ovidiu și cântările compuse prin Duhul Sfânt vor continua să răscolească inimi. Vor continua să răsune până la capătul pământului. Pentru că lucrarea aceasta n-a fost a unui om. A fost o lucrare dumnezeiască. A fost o lucrare pe care Dumnezeu a avizat-o. A fost o lucrare pe care Dumnezeu i-a descoperit-o și în care Dumnezeu l-a întărit. Și va continua lucrarea lui Dumnezeu, pentru că încă o dată, chiar dacă Domnul a luat ceea ce ne-a dat și l-a luat pe fratele Ovidiu, lucrarea continuă. Și ne rugăm, Doamne, fă să continue lucrarea aceasta și prin cântările pe care fratele Ovidiu l-a cântat, ascultate prin intermediul metodelor pe care le avem acum, să mai mântuiască oameni. Poate Dumnezeu să facă? Lăudat să fie Domnul! Vor fi oameni care vor trece prin încercări, vor fi oameni care vor fi bolnavi, vor fi oameni care vor fi la spitale sau în alte circunstanțe, vor asculta cântările și Dumnezeu îi va mângâia și Domnul îi va ridica, pentru că lucrarea continuă. Hristos este viu! Mărit să fie numele Lui! Când Dumnezeu vine să ne ia ceea ce ne-a dat, în al treia rând vreau să spun, o face să ne testeze. Este un test greu pentru dumneavoastră, sora Viorica. Este un test greu pentru toți cei care sunt apropiați și pentru noi toți. Este un test greu. Dar se spunea și spuneau frații păstori, viața de credință este viață de încercare. La Biblie citesc în Geneza capitolul 22 că după aceste lucruri Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram.
Oamenii lui Dumnezeu în istoria biblică și nu numai au fost încercați de Dumnezeu. Eu spunea, viața omului pe pământ este scurtă și plină de necazuri. Așa este viața pe pământul acesta. Dar Petru, ca să ne încurajeze, spunea în întâia sa epistolă, în capitolul 1, versetul 6 și 7, în ea despre mântuire vorbea: voi vă bucurați nespus de mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Oameni buni, spre împărăția lui Dumnezeu nu mergem pe flori. Și cântam acea cântare veche care nu se mai cântă acum sau foarte puțin: în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Noi vrem confort, noi vrem să trăim bine, noi vrem bunăstare, noi credem uneori că binecuvântările înseamnă lucrurile materiale. Nu e adevărat, oameni buni. Binecuvântările înseamnă o relație corectă cu Dumnezeu. Hristos în noi, nădejdea slavei, lăudat să fie numele Lui. Și ne rugăm din toată inima Dumnezeu să ne dea biruință și putere să rămânem în încercări întotdeauna în picioare. Pentru că singurul lider care a stat în fața istoriei a fost Fiul lui Dumnezeu, care a spus: dacă mă urmați pe mine, în lume veți avea? În lume veți avea? Necazuri. Dar a continuat Domnul să spună: dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Și de o cântare tot veche, probabil o cânta și fratele Diteanu, cântam și noi cândva pe la țară, un vers spune: Doamne, Tu necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi, ele mai înainte trec prin mâna Ta și îngădui numai cât putem purta. Că nicio ispită, nicio încercare nu v-a ajuns peste puterile voastre, spune Biblia. Și în orice încercare, în orice ispită, Dumnezeu a pregătit deja ușa de scăpare. Că știe care este puterea ta, că știe care este capacitatea ta, că știe care este condiția ta. Și Domnul se coboară lângă tine, și Domnul vine lângă dumneata, și Domnul te ține de mână, și Domnul îți dă putere și nu te va lăsa să te prăbușești niciodată sub povară. Că tu aparții lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Tu ești săpat în palmele Lui, Te-a purtat pe brațe, continuă să te poarte până la bătrânețe, până la căruntețe. Hristos este cu noi. Și chiar dacă sunt încercări și vor veni, și chiar dacă sunt necazuri și vor mai veni, Domnul nu te lasă. Domnul nu ne lasă. Nu a lăsat familia Liteanu, nu ne-a lăsat pe noi, nu ne-a vă lăsat niciodată și spunem: lăudat să fie Dumnezeul nostru. Și în ultimul rând vreau să spun, când Dumnezeu vine să ia ceea ce ne-a dat, ascultați-mă bine, Dumnezeu nu ia totul. Dumnezeu nu ia totul. Sora Viorica l-a luat Domnul pe Ovidiu, dar nu va lua totul. De astăzi, El promite că sprijin rămâne El. Ca apărător rămâne El. Că lângă dumneavoastră și lângă noi rămâne El. Și în momentul în care plecăm din lumea aceasta, Dumnezeu nu ne ia totul. Pentru că 2 Corinteni capitolul 5 spune la versetul 1: dacă se desface casa trupească a cortului nostru pământesc, avem o clădire, o casă de la Dumnezeu, care nu-i făcută de mână, ci care este veșnică. Mai credem în lucrul acesta? Mai credem că ne așteaptă o casă? Mai credem, oameni buni, că ne așteaptă Hristosul? Mai credem într-o eternitate? Mai credem în împărăția lui Dumnezeu? Noi care avem ochii tot mai mulți ațintiți spre pământ și care suntem tot mai frământați cu problemele vieții, noi care nu avem timp dimineața să ne rugăm, noi care nu avem timp să citim în Biblie, noi care nu avem timp să venim peste săptămână la biserică, noi care suntem cupriși de atâtea îngrijorări și frământări, mai avem timp și mai avem încă credință că suntem legați de cer și că Domnul ne așteaptă în împărăția Lui slăvită. Doamne, cercetează-ne!
Lăudați să fie Domnul! Domnul nu ia totul, Dumnezeu ne lasă nădejdea, Dumnezeu ne lasă credința, Dumnezeu ne lasă speranța, Dumnezeu ne lasă perspectiva vieții veșnice. Și dacă ești în această zi, oricine ai fi și ești de deznădăjduit, mă rog ca Domnul să te cerceteze. Mă rog ca Dumnezeu să te prindă de mână în această zi. Mă rog ca Domnul să te ridice la o stare după voia Lui și să-ți întărească Domnul nădejdea și credința. Au văzut cu ochii lor că Domnul Iisus fusese răstignit. Au constatat cu ochii lor că a fost omorât pe cruce. Și acum doi dintre ei mergeau spre Emaus. Nu mai au nicio perspectivă, nu mai au nicio nădejde. Și când s-au întâlnit cu străinul sau străinul cu ei, în Luca capitolul 24 au spus: noi trăgeam nădejde, dar ni s-a dus toată nădejdea. Dar Hristos era împreună cu ei. Pentru că Hristos este viu, lăudat să fie Domnul. Pentru că Hristos este viu și Hristos este în adunarea noastră în această seară. Slăvit să fie numele Lui. Și Hristos într-o zi ne așteaptă în cer, oameni buni. Într-o zi va suna trâmbița lui Dumnezeu. Într-o zi morții vor învia din morminte și fratele Ovidiu se va ridica împreună cu tatăl meu și cu cei care au mers înainte și cu toți cei care vor pleca până în ziua aceea. Într-o zi morții se vor învia, vor primi niște trupuri de slavă, vor fi transformați și noi care vom fi în viață, vom trăi experiența aceea, vom fi răpiți împreună cu Domnul, vom întâlni pe Domnul în văzduh, în nori și vom fi totdeauna cu Domnul. Lăudat să fie numele Domnului. Acestea nu sunt povești penticostale, oameni buni. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința și fundamentul credinței creștine. Hristos este viu. Hristos este viu. Hristos este viu, mărit să fie numele Lui. Și noi vom învia. Și fratele Ovidiu va învia. Și cei care au plecat înainte vor învia. Și toți morții se vor ridica. Și cei care au fost și au murit în Hristos vor fi împreună cu Domnul și împreună cu noi o veșnicie. Dacă momentul acela l-am ratat, dacă când se vor citi numele, cum a cântat, nu ne vom auzi numele, dacă nu voi auzi numele, toată strădania mea, toată slujirea mea, toată transpirația mea, toată alergarea mea este în zadar și totul este pierdut pentru totdeauna. De aceea mă rog în această zi să ne cerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o vreme a pocăinței, oameni buni. Este o vreme a întoarcerii la Domnul din toată inima, frați penticostali. Este o vreme de trezire spirituală. Dumnezeu mai cheamă oameni ca și fratele Ovidiu să ne treacă semnale de alarmă, să ne trezim, oameni buni, să ne trezim la realitate și să trăim pentru Domnul. Și mă rog din toată inima Duhul Sfânt să ne cerceteze. Să facă Dumnezeu o trezire spirituală în biserica penticostală și nu numai. Să trezească Dumnezeu frățietatea, creștinătatea, tinerii și să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Dumnezeu să aibă milă de județul Bihor. Dumnezeu să aibă milă de România. Dumnezeu să aibă milă de Europa. Dumnezeu să aibă milă de o lume întreagă. Și să ne întoarcem la Domnul din toată inima. Pentru că atunci când Domnul vine să ia ceea ce ne-a dat, nu ia totul. Și mă opresc spunând din nou un vers al unei cântări, care cred că pe lângă cuvintele spuse de apostolul Pavel se potrivesc atât de bine fratelui Ovidiu. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am sfârșit. Și într-adevăr, un alergător de cursă lungă. De acum, mă așteaptă. Mă așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea. Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai fratelui Ovidiu, și mie, și dumneavoastră, și fiecare dintre noi, toți care vom fi iubit, venirea Domnului. Iubiți venirea Domnului, sora Viorica, dumneavoastră de astăzi mai mult și noi de astăzi mai mult. De aceea spunea versul cântării: biruitori, eroi și vrednici sunt toți acei ce neclintit
duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Ne vom saluta cu fratele Ovidiu, ne vom revedea, ne vom reîntâlni în glorioasa împărăție a Domnului Iisus. Noi am rămas să mai luptăm, să mai alergăm, să mai slujim, să mai stăm în spărtură, să mai facem voia lui Dumnezeu, să ne mai pocăim în fiecare zi și să-L așteptăm pe Domnul să vină. Dumnezeu să ne ajute!